Salut, sunt Alex de la forriders.ro Astăzi aș vrea să vorbesc cu voi despre o problemă pe care sau de care foarte mulți dintre voi vă loviți legată de plăcuțele de frână. Să dărămăm un mit. Sunteți mulți care fugiți ca dracu de tămâie când auziți cuvântul Sinter la plăcuțele de frână, indiferent care este producătorul. Auziți Sinter și ziceți, oh my god, o să să schimb discurile, mi le distruge, nu frânează, etc nimic mai neadevărat. De fapt, greșiți profund. Ce trebuie să știți voi este că din fabrică, motocicletele, indiferent de producător, vin cu niște plăcuțe pe care le-am putea denumi drept stock. Aceste plăcuțe stock, unele sunt mai tari și unele sunt mai moi. Unele sunt sinter și altele sunt carbon ceramic sau un compozit mai moale dar sunt absolut stock. Deci sunt gândite să funcționeze cu discurile originale ale motocicletei și cu cele aftermarket, bineînțeles. Care este de fapt diferența? Pe motociclete, în general, de la, nu știu, 500-600 de cm cubi în sus, pe motociclete mai grele, mai puternice, o să vedem de obicei doar plăcuțe sinte. Pentru motociclete ușoare, sub 500 de cm cubi. O să vedem și plăcuțe ceramice, mai moi. Așa arată cele ceramice, mai moi. Așa arată cele sinter, care sunt un pic mai tari. Dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că astea sinter lucesc un pic mai tare. Pentru că, într-adevăr, au un conținut ceva mai mare de metal. Dar, repet, dacă producătorul a zis, băi, motocicleta în echipare vine cu sinter, folosiți sinter. Și vă explic acum, și de ce. De ce este greșit, de fapt, să folosim ceramic în loc de sinter acolo unde ar trebui să folosim sinter. De ce este greșit? Pentru că la motocicletele, exact așa cum am spus mai devreme, de o capacitate, să zicem, de la 600 cm-500 cm în sus, că ai putere mai mult, greutate mai mare, este bine să folosești plăcuța sinter. Pentru că, folosind o plăcuță ceramic, o să ai următoarea problemă ce face plăcuța ceramică sau organică sau de compozit mai moale. Inițial, la o frânare, să luăm o frânare de urgență, o frânare de la viteză mare. Inițial, va frâna la capacitate maximă, foarte bine, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Pentru că având în spate viteză mare, motocicletă grea, ca ai putere, nu va face față, se va încinge senzațional de repede și vei avea brake fading. O să riști inclusiv să rămâi fără frână. Da? Deci degeaba frânează foarte bine 1 2 metri, când după aia se duce ca în brânză. Și riști să treci ca un cuțit încins prin unt. Da? Tu cu motocicleta prin obstacol din fața ta, pentru că ai frânat, plăcuța și-a atins limita și nu a mai frânat cum trebuie. Spre deosebire de acest lucru, plăcuța Sinter acționează un pic diferit. Inițial, în primele milisecunde de frânare, nu va frâna la capacitate maximă, dar imediat ce se încălzește și pe măsură ce se încălzește, va frâna din ce în ce mai tare, până la capacitatea maximă, asigurându-te că te vei opri. Și de asta, repet încă o dată, Motociclete puternice sau grele, o să aibă întotdeauna, cel puțin pe față, plăcuțe sinter, dacă nu și pe spate. Hai să zici că pe spate poți să mergi pe un ceramic, dar pe față întotdeauna pui plăcuțe sinter. Este o inconștiență din partea utilizatorului de motocicletă să aibă o motocicletă al cărui producător a zis băi, pune plăcuțe sinter ca să te oprești și tu să pui ceramic în ideea ta greșită că tu salvezi discul. Nu, discul nu o să aibă de suferit nici cu una, nici cu alta. Singurul care o să aibă de suferit o să fii tu, pentru că poți provoca, fără să-ți dai seama, un accident de circulație. Cu urmări, aici e discutabil ce se poate întâmpla. Da? Plăcuțele alea de care voi ar trebui să fugiți și care într-adevăr strică discul, sunt plăcuțele care sunt marcate RACING. Sinter carbon, nu știu, dublu sinterizate, dar în orice caz pe plăcuță, ori pe partea din față, ori în spate, la detalii, o să scrie foarte clar, racing, o să scrie foarte clar că acea plăcuță nu este pentru stradă. În afară de asta, acele plăcuțe costă de cel puțin 2-3 ori mai mult decât aceste plăcuțe normale. Și atunci, șansa ca tu să-ți din greșeală o plăcuță care să strice discul este foarte mică. Pentru că o să zici, băi, dar de ce e așa de scumpă în primul rând? Asta o dată și doi, în denumirea plăcuței sau pe ambalajul plăcuței o să scrie clar racing. Ok, dacă nu te dai la curse, dacă nu te dai pe circuit, n-ai de ce să folosești astfel de plăcuțe. Dar altfel, plăcuțele pe care le vinde toată lumea, sinter și ceramic, sunt de obicei plăcuțe standard, gândite să funcționeze în perfectă combinație cu discul vostru și să nu îl strice. Este normal să schimbi un disc de frână la, nu știu, 60.000, 80.000, 100.000 de kilometri. Că, na, se tocesc, dar nu din cauza plăcuțelor. Se tocesc din cauza, nu știu, modului, de, datorită modului de condus al kilometrilor adunați, da? Niciodată al plăcuțelor pentru că nu știu dacă sunt foarte mulți dintre voi care își pun plăcuțe racing și merg cu ele pe stradă. Sincer, eu nu l-am întâlnit până acum. Dar spaima asta că au o pun plăcuță sinter și o să schimb discul mai devreme, o întâlnesc constant și cred că din ce în ce mai des. Și este nefondat. Revin și spun, este ok și nu greșiți cu nimic folosind plăcuțe sinter pe motocicletele voastre de stradă atâta timp cât o faceți în mod corect. Dacă motocicleta respectivă a venit cu sinter din fabrică, puteți merge liniștit cu orice plăcuță sinter de la orice producător, nu va strica discul mai repede, ba chiar îți va asigura frânarea optimă pe care trebuie să o ai. A venit cu plăcuțe ceramic, mergeți cu plăcuțe ceramic. La fel, vei avea cea mai performantă frânare pentru motocicleta respectivă. Singurul loc unde să zicem că poți să faci un mic rabat, dar asta este o preferință personală și are legătură nu cu protejarea vreunui disc, ci cu feedback-ul frânei. Sunt motociclete unde clar pe față mergi pe sinter, că na, e prea mare, prea puternică, etc. Dar pe spate poți să pui ceramic în ideea în care frâna spate este un pic mai puțin folosită. E o frână de ghidaj și ne ajută feedback-ul de la plăcuța ceramică la frânări scurte, nu știu, în oraș, dar altfel, repet, feriți-vă de plăcuțele racing, care sunt pentru curse și care n-au ce căuta pe motocicletele de stradă, folosiți ceramic, folosiți sinter, liniștiți, sunt plăcuțe standard, nu grăbesc uh, reducerea duratei de viață a discului vostru de frână. Sunt absolut ok și o să fiți absolut în siguranță și o să aveți cea mai bună performanță de frânare. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați în comentarii la videoclipuri și o să încerc să le răspund cât mai bine cu putință. Zi bună să aveți.